Iulie Năstase refuză divorțul de Ioana. Soția este decisă să încheie căsnicia. Marele campion nici nu vrea să audă. Ba mai mult, și-a amenințat consoarta că nu va veni nici la tribunal. Există niște articole conform cărora v-ați fi separat de domnul Năstase. Dar tot ce pot să spun că este foarte adevărat. Mai mult de atât nu vreau să vorbesc. Dar aveți cunoștință de cele scrise în presă, de motive? Sigur. Și este adevărat? Sunt adevărate acele motive? Este foarte adevărat tot ce scrie acolo. Atâta pot să vă spun. De când s-a produs, dacă v-ați separat înainte de Paște, după Paște? Îmi pare rău, dar nu vreau să vorbesc mai mult de atât. În urmă cu câteva săptămâni, Ioana spunea lucrurilor pe nume și recunoștea că divorțează de Ilie Năstase. Iar motivele nu sunt legate de infidelitate, așa cum gurile rele s-ar grăbi să afirme. Se pare că viața alături de tenismen nu a fost doar lapte și miere, iar Ioana a trebuit să îndure violențe verbale, cuvinte jignitoare și o atitudine deloc potrivită, iar aspectele acestea s-ar fi agravat în ultimele luni de căsnicie. Drept urmare, de luna trecută, Ioana și fostul mare tenismen au decis să se mute separat. El își dorește să reluați această legătură, căsnicie, dragoste. Eu zic că da, el își dorește, dar e prea târziu acum, din punctul meu de vedere. Te simți puțin deranjată de ceea ce a făcut el, pentru că tu ai spus că ai încercat să salvezi această căsnicie. Da, chiar am încercat. Apropiații spuneau că era destul de agresiv așa în limbaj. Este adevărat? Ca fiecare, na. Ne mai certăm, ne mai zicem, dar tot respectul pentru soțul meu, încă este soțul meu, Ilie Năstase, da? Da. Întotdeauna voi avea doar cuvinte frumoase la adresa lui și niciodată nu voi da din casă. Atunci când doi oameni nu se mai înțeleg, e normal să mergi pe fiecare să meargă pe drumul lui. Am încercat să-l fac fericit, așa cum el nu a fost niciodată. Cred că atât am putut să duc, știi? Poate o limită în viață. Crezi că are anumite sechele? Crezi că are anumite sechele din trecut peste care nu poate trece? Nu știu dacă le pot numi sechele, da? Mici traume, poate. Mici traume. Ai încercat, de exemplu, de cele mai multe ori, cuplurile merg la un psiholog, la un psihanalist, ca să salveze căsnicia. I-ai propus acest lucru? Nu mi-aș permite. În primul rând, cred că nu ar accepta. Eu știu până unde pot să duc o discuție cu Ilie. Cred că dacă i-aș propune așa ceva... În urma tuturor știrilor apărute în ultima perioadă, gurile rele s-au grăbit să afirme că Ioana Simion ar fi depus deja actele de divorț la judecătoria Constanța. Însă s-ar părea că lucrurile nu sunt atât de simple și asta pentru că Ilie Năstase ar refuza să semneze actele. După pronunțarea divorțului, Ilie Năstase va bifa cea de-a cincea căsnicie eșuată, asta deși susținea că Ioana este ultima lui iubire. Fostul mare tenismen locuiește în prezent în Constanța, acolo unde s-a mutat în urmă cu câteva luni, de dragul partenerei sale de viață. E aia, poate să fie a cincea, dar la mine e prima. Punem acum. Spune ce ți-am scris. Păi spune ce ți-am scris pe... Da, pentru ultima mea iubire. Mi-am scris pe... Mi-am dat cartea mea autobiografie, asta i-am spus. Că așa simt și nu mai e nici timp de mâncă două, trei leveste, așa că ea e ultima. Mi-a dat... Mai reacționat când mi-a trezut acel mesaj. Nu, stai seama că m-am bucurat foarte mult. M-am bucurat, m-am mișcat așa oarecum.